să vă întrebăm, au fost discuții aprinse legate de Gloria Buzău? Până la urmă se va face vreo schimbare sau va rămâne situația așa? Este ok așa? Eu înțeleg supărarea cel consilierilor locali, este normal să întâmple așa, toți suntem nemulțumiți. După vreo 7 etape suntem pe ultimul loc. Bineînțeles, să nu uităm că am venit de pe locul 4 din Liga 2. Este greu să formezi o echipă, ne luptăm cu echipe consacrate, cu jucători foarte buni. Bineînțeles că dacă noi plăteam, nu veneau nici ăștia care îi aveam. Bineînțeles că plătim în limitele stabilite de lege, nu sunt salarii nici mai mici, nici mai mari decât în alte zone, iar sponsorizarea sportului se face peste tot în această țară și în această lume. Practic, nu putem ajunge, eu știu, la decizia de a desființa finanțarea pentru tot sportul buzoian. Nu numai pentru fotbal, pentru că noi finanțăm în momentul ăsta 10 secții de sport prin SCM Gloria Buzău. Sunt sute de copii legitimați la diferitele echipe pe care le avem, inclusiv la fotbal, la rugby, la handball. Deci încercăm să creăm o mișcare sportivă în municipiul nostru. Asta ne aduce și mai multă sănătate, inclusiv de la vârstele cele mai mici, dar și un spirit așa de luptă, de competiție pe care încercăm să-l imprimăm, dacă vreți, întregii comunități buzoiene. În această cauză am adus-o ca șef a secției la Sportul pentru Toți și își face foarte bine activitatea, chiar pe campioana olimpică, doamna Paula Ivan, o fostă sportivă extraordinară și un om extraordinar.